Este un san într-adevăr minunat. Eu în schimb rămân îndrăgostit de cub. Pentru că... Bun, știam teatrul din Iași pe vremuri, când sala încă nu era renovată. E o mare bucurie că s-a renovat. Sper să se mențină așa. Cum e unul din cele mai frumoase, dacă nu cel mai frumos teatru din România. Și e o plăcere, în primul rând, să lucrezi în sala asta, să stai în ea, să respiri. E una din marile bogății ale Iașului. În loc plăcut, mă simt bine aici. E o trupă care mi-e dragă. Eu nu ți-mi amintesc de tine chiar pe această scenă când ai debutat la Silviu Porcăret în Pălăria Florentină. Erai foarte tânăr. Doar ce terminasem facultatea. A fost primul tău rol puternic aici la Național, nu primul tău rol de mare întindere. Primul meu rol de mare întindere la Sala Mare, da, 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 într-adevăr așa a fost. A fost excepțional primul casting pe care l-am dat la domnul Porcărete, să-l și iau, să... Am marea onoare să joc și rolul principal la dumnealui și să lucrez îndeaproape cu dumnealui. A fost extraordinar și a fost, cred că am zis-o și atunci, a fost ca o altă școală de teatru pe care am făcut-o imediat după facultate, ceea ce a fost excepțional. Ce fel de școală? Domnul Porcărete e o lume. Domnul Porcărete este un creator de teatru cum cred că rar întâlnești în lumea asta, așa că... Te îmbogățește foarte mult, înveți foarte mult, înveți cum să gândești cât se poate de creativ. Nu știu, s-ar putea să pară ciudat că spun totul așa, folosesc superlativul, dar din punctul meu de vedere chiar așa este. Doresc oricui să lucreze cu dumnealui. La Cafeneaua, de asemenea, la... La Cafeneaua, la familia Cenci și acum ajungem la Women Beware Women de Thomas Middleton. O tragedie veninoasă în traducere liberă pentru publicul ieșan. Va fi un spectacol extraordinar. O tragedie veninoasă portretizează o societate veche de câteva sute de ani, dar care poate fi și o oglindă a lumii de astăzi. O lume lipsită de moralitate, devorată de ipocrizie, răzbunare și manipulare. De Carpace sunt mulțumit! E un spectacol cinic, e un spectacol în care femeile trag toate sforile și tot ce pot să spun e că nu se termină prea bine. E plin de un soi de umor negru. Ea se vrea a fi o tragedie, dar nu e o tragedie în termeni clasici, în termenii clasici ai cuvântului, ci e o tragedie în felul domnului Porcărete, care cu siguranță, pe lângă latura dramatică, profundă, va și amuza publicul în egală măsură. Rostit de dumneavoastră, numele meu sună frumos. Bărbatul poate să guste multe feluri delicioase pe care bietele de noi nu o punem în gura. Ascultare, datorie, supunere și chestii de astea vă servim. Iar dacă uneori ne lingem câte un deget, să nu fim blamate și bucătarii fac la fel. Adorabil, adorabil, cât spirit în surioare! Textul pornește de la piesa Women Beware Women, Femei feriți-vă de femei, de Thomas Middleton, montată pentru prima dată în România. Dramaturg și poet elisabetan, Thomas Middleton a fost unul dintre cei mai prolifici autori englezi ai secolului al XVII-lea și a fost supranumit de criticii britanici celălalt Shakespeare. Întâlnirea cu celălalt Shakespeare, cum mai este numit Middleton, cum a fost pentru tine? E un text complex și... E mult, e foarte mult, dar curge, are o anumită muzicalitate textul și traducerea făcută de fapt de Silviu Porcărete. Are o anumită muzicalitate care servește actorilor într-un mod aparte. Și atunci nu m-am gândit neapărat la, să zicem, la paralela cu Shakespeare,
dar am regăsit câteva lucruri în comun. Ești una dintre cele mai tinere actrițe de aici, de la Teatrul Național Vasile Alexandri din Iași, 26 de ani. Da. Și ai deja în palmares încă două colaborări cu Silviu Purcărete. Da, e de fiecare dată o onoare și un privilegiu să lucrez cu Silviu Purcărete. Și chiar zilele trecute, când am fost rugată să scriu câteva rânduri despre colaborarea cu dumnealui, mi-am dat seama că fiecare proiect, indiferent de rol, e o introducere așa către niște lumi mai greu de accesat prin alte proiecte, să spunem, sau cu alți regizori, pentru că are un stil foarte al lui și pe care îl dezvoltă cu actori și prin actori, într-un mod absolut excepțional și întotdeauna e o lecție. Pentru mie mi se pare că e o lecție pentru un actor. Pentru mine nu există nici trecut, nici viitor, nici crimă, nici incest, nici viață, nici moarte, nici remușcare. Ascult doar de legea mea, pe care nu mă tem. A fost moarte de omei și... În vremurile noastre, valoarea vieții unui om nu se măsoară într-o crimă sau două, ci în masacre. Sunt plătit să tac, legat la gură, să văd și să aud totul. Dacă dorește să-și recâștige necesitatea, teatrul trebuie să ne redea tot ce ține de iubire, crimă, război, ori nebunie. În familia Cenci ai avut un rol de compoziție foarte greu. Da, dar acolo am avut onoarea de a purta, ca să spunem așa, vocea domnului Silviu Purcărete. Și atunci am petrecut multe ore cu vocea, ascultând vocea dumnealui. Și într-un mod bizar m-am simțit chiar mai apropiată, să spunem, de universul propus în familia Cenci, având vocea lui în minte tot timpul. Nu inima și nici biserica nu ne separă orsino. Și destinul! Destinul! Cu rolul din familia Cenci ai fost nominalizată la un Iter. Prin ce e altfel, poate, universul din acest spectacol față de ce am văzut în Cenci? Universul nu diferă atât de mult. El chiar și-a dorit o anume continuitate. Din cauza asta a păstrat și decorul, chiar și atmosfera din Cenci. Dar spectacolul ăsta e mai dinamic din punct de vedere al conflictelor. E pe mai multe planuri. Iar în ceea ce mă privește, de data asta am un rol de compoziție, un personaj absolut negativ, o tipologie cu care nu m-am mai întâlnit până acum niciodată, o compoziție și de vârstă și de caracter, să zic. Pentru mine e foarte diferit, dar universul vine în completarea celui din Cenci. Ce atâta grabă! De parcă ar trebui să populați Antarctica! Dacă întrebați de ochișul, o să dați de ea... Sunt nedespărțiți, se plimbă noaptea sub lună. Cât e de actual sau adus în prezent universul textului lui Middleton? În spectacol eu găsesc o anume atemporalitate, dar tema evident este... din categoria celor teme care sunt universal valabile în orice timp, pentru că sunt, până la urmă, subiecte universale, adică iubire, trădare, incapacitatea de a iubi, sunt problematici pur umane, care, cum, rezistă în timp. Deci, tema poate fi abordată oricând, părerea mea. Răzvan Conțu, unul dintre cei mai tineri membri ai echipei, este la prima colaborare cu Silviu Purcărete. Cea mai bună parte a zilei.
Cum e pentru tine, Răzvan, să știi că un regizor de talia lui Silviu Purcărete are încredere să-ți dea un rol de mare încredere? Sunt recunoscător. Asta e tot ce pot spune. Nu mi-aș fi imaginat. Încă din liceu veneam la Iași și vedeam spectacolele regizate de dumnealui. Apoi, la facultate, în anul întâi am reușit să ajung la Sibiu, la celebrul Faust, și de atunci am rămas cu ideea asta că mi-aș dori să mă aflu, ca orice personaj, să mă aflu pe scenă într-un spectacol regizat de domnul Silviu Purcărete. Într-un rol oricât de mic. Oricât de mic. Oricât de mic. Lucrul ăsta s-a întâmplat și la când am văzut spectacole de Radu Afrim. Și acum că se întâmplă lucrul ăsta și mai ales cu o partitură atât de ofertantă pentru mine ca artist, sunt fără cuvinte și simt presiunea încă de la prima lectură pe care am avut-o cu toții. Am simțit presiunea, dar în același timp am simțit și căldura și cumva sentimentul că ușor o luăm treptat și vom ajunge undeva. Deci făceai naveta de unde ca să vii la Iași? De la Fălticeni, eu sunt din Fălticeni. Veneam la sora mea care a terminat aici facultatea, veneam la Iași și mergeam la teatru, pentru că în perioada respectivă, clasa 10-a spre a 11-a, eram absorbit de teatru și încercam să merg oriunde se poate să văd spectacole, ori la Suceava, ori aici la Iași. Mi-era mai greu aici la Iași. Ce te-a șocat în sensul frumos când ai luat prima dată contact cu universul lui Silviu Purcărete? Aici la Iași, probabil la pălăria Florentina sau la Uriașii? La Cafeneaua. Cafeneaua am văzut. În primul rând m-a șocat vizual, decorul. Cred că făcut tot de domnul Dragoș Buhagiar. Care a luat și premiul Uniter pentru acel decor. Da. Și cumva lumea asta atipică era, nu mai țin foarte bine minte, știu că mă uitam în toate părțile scenei și nu puteam să-mi dezlipesc ochii de la un personaj la altul. Și chiar dacă erau oamenii, grupul ăla de oameni bine cunoscut în spectacolele dumnealui, și la ei mă uitam cu o mare fascinație, nu mai zic de actori și de întreaga poveste, de acele scaune fără mese, care cumva pe mine mă lăsau stupefiat, pentru că nu vedeam nicio masă acolo, dar era jucată. Da, și muzica a domnului Vasile Șirlei, accentele care întotdeauna vin în completarea unei acțiuni, în completarea unei atmosfere. Și eu vă spun că nu intră nimeni! Și vă spun că intră pe ușa de dos! Ridolfo, ia spune-mi, ce știi de balerina de alături? Nu știu, habar n-am. Mi s-a spus că este protejată a contelui Leandro. Ai crescut în lumea teatrului, tatăl tău, Ovidiu Lazar, este regizor. Când ai fost la un spectacol semnat de Silviu Purcărete? Să fiu sinceră, nu mai amintesc exact care era primul spectacol al dumnealui pe care l-am văzut. Pentru că, într-un fel, văzând multe spectacole când eram mică, crescând în teatru, fiind o lume cu care eram obișnuită, fiind un fel de a doua casă, amintirile la un moment dat s-au suprapus și nu mai știam, îmi aminteam secvențe sau personaje din spectacole, dar nu știam să le plasez într-un context anume. În mod evident am rămas cu actori, anumiți actori din spectacolele lui Silviu Purcărete și cu, când mă refer la imagini, e vorba de niște imagini pe care doar el știe să le construiască într-o anumită manieră, care nu e una doar vizuală, cât una care stârnește în sufletul tău ceva.
Ada, ești o actriță care și-a susținut de curând doctoratul pe Universul lui Radu Afrin, un regizor cu care ai colaborat foarte mult. Dacă ar fi să abordezi universul lui Silviu Purcărete și din perspectiva teoretică, să spunem, care crezi că ar fi punctele principale? Cred că o extremă fantezie, în primul rând, o apetență spre suprarealism sau, hai să zicem, spre realism magic sau chiar suprarealitate, extrem de mult spirit ludic, umor, cam asta ar fi, în principal. Ce nu poate să surprindă niciun studiu teoretic, dar poate simți actorul atunci când lucrează cu Silviu Purcărete? Cu siguranță energia și mai ales întâlnirea dintre energie, adică ale actorilor și ale regizorului. Asta e magic și mai ales în lucru cu Silviu Purcărete. Chiar au existat pe parcursul repetițiilor câteva momente în care el se oprea ca să se gândească. Și atunci se instala o liniște absolută în jur, noi stăteam toți ca niște copii, îl priveam și așteptam în tăcere ca el să gândească și în final să vină cu soluția. Și momentele alea chiar sunt foarte greu de descris, alea mai mult se simt decât se teoretizează. Pentru tine, Universul Purcărete, în laborator? Da, e un laborator, într-adevăr, cred că ăsta e cuvântul și e foarte, nu știu, e foarte echilibrat totul și foarte logic și foarte așezat. Când asiști în laborator și ești parte din laboratorul unui mare creator ca Silviu Purcărete, pare greu sau pare ușor? Este extrem de ușor, este dezarmant de ușor, pentru că totul este foarte bine motivat, totul este extrem de logic. Așa că dacă ai toate armele la tine, mă refer, dacă ai tot arsenalul actoricesc la tine, este ușor. Este ușor. Ceea ce îmi place mie foarte mult e că scenele evoluează în fiecare zi, adică nu rămânem la o formă, se schimbă tot timpul, în permanență. Și pentru un actor e foarte important. O tragedie veninoasă este cel de-al șaselea proiect al regizorului Silviu Purcărete la Naționalul Ieșan. Artistul semnează regia, traducerea și adaptarea scenică. Scenografia a fost creată de Dragoș Buhagiar, iar muzica de Vasile Shirley. Îl descoperi altfel pe Silviu Purcărete aici? Absolut deloc. Domnul Purcărete este mereu la fel, adică creativitatea dumnealui întotdeauna, pe mine cel puțin, mă uimește. Nu, e același creator de teatru, același om extrem de pasionat, același om care creează lumi absolut fascinante și ieșite din comun. Din nou în echipă cu Dragoș Buhagiar, Vasile Shirley, sigur că alți da, doi mai creatori. Este acest trio care vine la Iași de fiecare dată și e o mare, mare bucurie, o mare oportunitate pentru noi să stăm în preajma lor și să lucrăm cu dumnealor. Cum priviți spectacolul după? Vă mai interesează soarta lui după? Asta e interesant. Mă interesează soarta lui după, dar, cum să spun, sunt regizori care sunt foarte atenți, care urmăresc fiecare reprezentație, care sunt foarte tipicari, ceea ce probabil că este bine. Eu mă desprind oarecum și nu sunt în stare să urmăresc spectacolele după premier. Decât după un timp, trebuie să treacă un timp ca să pot să-l deprivesc cu oarecare detașare și eventual să aduc unele modificări. Dar, în mod normal, este un
cum să spun, un produs sau care nu mai mă aparține. Aparține actorilor și care are capăt un soi de viață independentă, care nu mai depinde de mine. Eu nu prea mai am ce să fac. Se întâmplă să stai, de exemplu, aici în sală și să privești cum se construiește lumea aceasta, vizual, sonor? Sigur că da, sigur că da. Cred că e valabil în cazul întregii trupe, adică cine nu are treabă în scenă, cine nu are scenă, toată lumea stă și se uită, pentru că e un spectacol în sine, e un spectacol în sine felul de regie a domnului Purcărete. Ești un actor muzical, da, cu ureche muzicală. Cum e pentru tine universul sonor creat de Vasile Shirley? E minunat și ce îmi place foarte mult e când ni s-a cerut muzicalitatea textului, fiind un text în versuri, să-i dăm oarecare poezie, să fie ușor cântat. Domnul Purcărete tot timpul ne-a adus aminte de teatru britanic sau de actorii britanici, modul ăsta de interpretare, de zicerea versurilor, ușor cântat. Universul domnului Shirley este, bine, e fascinant, se știu de foarte mulți ani, e o chimie foarte bună, adică se vede, Domnul Purcărete aș vrea asta, ok, se rezolvă, e... Cred că pe lângă că sunt doi mari artiști, sunt și doi foarte buni prieteni și se miros, se simt ca oameni în primul rând. Și bineînțeles asta se vede în produsul artistic. Dragoș, iar din punctul meu de vedere pe ce pune mâna Dragoș sau din mâinile lui Dragoș ies minuni. Atât la costume cât și la decor. E absolut fascinant și creează un univers special, în care e o mare bucurie să te joci, să-l simți, totul e, nu știu, e impunător. Uitați-vă, coloanele astea, e minunat. Coeziunea grupului în urma unui spectacol la Purcărete? Lasă urme în sensul bun al cuvântului. Adică, cred că după o experiență cu domnul Purcărete ești mult mai unit, mult mai profesionist, dacă se poate spune. Adică, cumva redescoperi și reînveți să te joci, să joci. Sunt roluri secundare care rămân în memorie și mă amintesc de tine, Cosmin, la Pălăria Florentină. Făceai un rol foarte simpatic alături de domnul Coșeru. Uh-huh. Îți amintești? Da. Fără cuvinte. Fără cuvinte. Aveam un cântecel după pauză, deci și ceva cuvinte. Da. Da, e de mult. Câți ani să fie? Sunt. Mulți, nu? Sunt mulți. Am lucrat cu mare bucurie, după aia... A fost debutul tău la Silviu Purcărete. Da, a fost. Și că ne-am întâlnit după ani buni, din nou ne-am reîntâlnit. Cât aș vrea să-i spun ce am pe suflet, dar soarta e împotrivă, cerul o interzice. Tu ce joci? Eu joc un personaj destul de ingrat, un unchi care are o relație incestuoasă, și până la urmă sfârșește prost. Cum aperi un astfel de personaj? Îl apăr pentru că el are o parte frumoasă. Adică el se îndrăgostește, chiar dacă se îndrăgostește de nepoata lui, dar se îndrăgostește real. Nu e doar partea asta malefică prezentată. Și cumva asta e și foarte ofertant, pentru că dacă ar fi să între publicul, cred că rămâne cumva în expectativă și spune, da, are dreptate. Poate să se îndrăgostească, a meritat să se îndrăgostească, deci e cu astea două fețe și e foarte ofertantă.
Te iubesc cum iubește un bărbat femeia, uite așa. Pardon? Îmi pare că am auzit ce n-ar fi trebuit să aud. Toate personajele sunt foarte frumoase, sincer. Chiar e o paletă foarte, foarte ofertantă pentru actori. Domnule, de ce doriți să smulgeți ce nu puteți oferi? În schimb, pot da mai multe onoruri, bogăție. Cum e Bianca? Bianca e încă un suflet pe care îl mai descoper. Nu e încă, nu pot să zic că o cunosc 100% încă. Este un personaj care trece prin foarte multe transformări. Asta știu cu siguranță. Acolo o să-mi ascund și eu comoara! Ce vrei să mă închizi? Nu vrei mai bine pur și simplu să mă sugrumi? Mă îngrijorează sănătatea ta mentală. Te ambalezi. Ce se întâmplă? Mă întreb? Îți dai seama de ce pericol te paște? Duce, te invită ducele la chef la Lady Livia! E un personaj greu pentru mine, e o provocare, e o partitură grea din punct de vedere actoricesc. Dar nu dezvălui momentan prea multe. Dar să spunem că are un parcurs frumos în ceea ce privește partitura actoricească, dar anevoios, dacă e să o luăm din punct de vedere uman. Nu-i cea mai frumoasă pradă a unui furt ce s-a comis vreodată? Dar un furt iertat a fost sfințit prin nuntă! Ai luat-o de nevastă? Cum e rolul tău? Ce te frământă la personaj? Cred că, întâi de toate, e un rol cu adevărat apropiat vârstei mele. Pentru că acest personaj, Leanțiu, care este îndrăgostit până peste cap de Bianca. Înainte de toate, el a trăit viața ca un golănaș, să-i spunem, și acum găsește iubirea pură. Iar cum evoluează acțiunea, în final este dezolat de această iubire pură, pentru că o să vedem. Și prin el trec, cred că, multe, multe încercări și o furtună de sentimente care îl destabilizează din comisul voiajor care știe ce trebuie să facă când merge să își facă meseria, la acest moment în care nu știe ce ar putea face să salveze căsnicia, să salveze iubirea dintre el și Bianca. Și e cumva un haos. Un haos pe care nu reușește să-l controleze. Cum e iubirea ta pentru teatru? Nu cred că am un termen de comparație, dar dacă ar fi să povestesc despre lucrul ăsta, ar fi cam așa. De fiecare dată când stau mai mult de 2-3 zile în repaus, fără să mă uit la un spectacol, fără să am repetiții, fără să joc, simt nevoia să fac ceva pentru lucrul ăsta, pentru teatru. Ori să mă interesez pe internet de o nouă premieră, ori să mă uit la un spectacol de teatru de pe laptop, că acum e la modă, ori să mă urc în mașină, în tramvai și să vin să văd un spectacol de teatru. Nu cred că pot sta mai mult de maxim 2 zile, nu pot sta fără să apar ori într-o sală, ori pe scenă. Și, în general, nu pot sta fără să mă interesez de artiști și la filme mă uit. Nu pot sta. E ceva care
Am preluat din trupa de teatru de liceeni de la Fălticeni și s-a tot dezvoltat până în momentul acesta când chiar și în vacanțe când mă duc, ori că sunt în străinătate, ori că sunt într-un alt oraș din România, încerc să mă uit pe programele teatrelor, să mă duc la un spectacol sau să văd o scenă de teatru din altă țară. Pentru un actor de 24 de ani, proaspăt angajat aici la Naționalul Ieșan, să aibă un rol de asemenea întindere. Cum e momentul acesta de dinaintea premierei, de fapt? Cum să vă spun? Nu dorm nopți, adică nu că nu dorm, dar întotdeauna mă pun la somn cu gândul ăsta, nu-mi pot scoate din minte orice aș face. Te preocupă permanent? Da, pentru că de îndată ce ajung acasă, cumva tendința e să încerc să te detașez puțin. Și reușesc jumătate de oră, dar după mă ia din nou sentimentul că stai, concentrează-te, încearcă să-ți aduci aminte, detalii, indicații. Și lucrul ăsta îmi și place, dar la un moment dat mi-aș dori cu timpul să știu să mă deconectez și să mă conectez la un clic. De ce oare crezi că Silviu Purcărete a ajuns să fie un artist de nivel internațional, atât de puternic? Da, foarte bună întrebare. Cred că prin unicitatea lui și prin ce a dus la momentul, nu știu, anilor 90, nou. Adică eu studiind pe el l-am găsit mereu încadrat la revoluția vizualului în teatru, deși mi se pare puțin nedreaptă și limitativă încadrarea asta, pentru că da, într-adevăr, el a fost absolut unic prin felul în care s-a raportat la universul vizual al spectacolelor lui, dar dincolo de asta are și un fel de a lucra cu actorii extrem de special, are un fel de a cere jocul care e absolut particular, nu? De multe ori ne spune, încercați să faceți ca la teatru. Adică el cere o anume aparentă artificialitate a lumilor sale, dar care de fapt sunt extrem de profunde și asumate. Cred că felul în care se raportează la formă, fără a pierde fondul, e absolut special la el. Pentru că nu doar din punct de vedere vizual spectacolele lui sunt unice, ci prin tot, prin nebunia și unicitatea felului de a exista al personajelor. E absolut special din tot ce am cunoscut eu până acum. Cred că, în afară de universul spectacolului, e vorba de raportarea lui la actori, la actorii lui, din spectacolele pe care toată lumea ajunge să le iubească, modul în care lucrează cu actorii, modul în care te face să pășești în lumea lui și să înțelegi un univers care poate din afară, doar explicat, pur și simplu, poate să te debusoleze puțin, dar modul în care te introduce în universurile lui, pe care știe și le clădește atât de meticulos, modul lui de a fi, pur și simplu, te aduce, te poartă într-o lume a lui pe care după aia ajungi să o înțelegi și să o aperi fără niciun fel de problemă.
nu este rece, este cald. El ia naștere din îmbinarea între foc și materia neînsuflețită pe care o găsim pe suprafața Pământului sau vine din stele. Metalul e mai mult cald sau rece? Pentru mine este cald, deși majoritatea îl percepe cumva ca un lucru rece. Doi artiști cu personalitate puternică, două viziuni asupra umanului, o bucurie comună de a modela materia, de a plăsmui obiecte metaforă în metal. Expoziția Uman, găzduită de Galeria Octav Băncilă din Iași, creează un dialog între Sorin Purcaru și Bogdan Noeleanu. Îi cunosc de mult timp pe amândoi, e prima mea colaborare cu Bogdan Noeleanu, dar a opta timp de 10 ani cu Sorin Purcaru. Chiar ne-am amintit zilele trecute, au fost 3 expoziții în Germania, una în Elveția, una în Belgia, la Bruxelles, chiar în clădirea Parlamentului European Altiero Spinelli, 2 în România, la Muzeul Național de Artă din Cluj și la Bienala Internațională de Arte Vizuală de la Brașov și e pentru prima oară când îl curatoriez în Iași. Artiștii lucrează împreună în tabăra de sculptură sudată de la Dumbrăvița deja de câțiva ani. Între ei nu e doar o sinergie artistică, e și una umană. S-au împrietenit și au împărtășit multe idei. Sunt două voci distincte, dar care sună bine împreună. Fac un duet minunat. Aici la Iași expuneți la Galeria Octav Băncilă alături de colegul și prietenul dumneavoastră, Sorin Purcaru. Cum ați încercat să armonizați umanul din fiecare? Deși ne leagă, să zic așa, tehnica de lucru, este comună pentru amândoi, ideea de personaj în sine este ceea ce ne aduce aproape unul de celălalt. Sorin are niște lucrări extraordinare bazate pe această idee de personaj și la fel și eu mă concentrez, să zic așa, în jurul ideii de portret. Pentru mine metal înseamnă căldură, înseamnă energie, înseamnă tensiune, adică exact ceea ce mă reprezintă și îmi reprezintă viziunea. Personajele mele au energie și sunt subțiri, pentru că metalul îmi permite să fac asta. Personajele mele pășesc, pentru că asta îmi permite metalul. Și personajele mele zboară, tot din cauza metalului. Comun e prietenia. E un moment care ne leagă acum un grup de lucrări care s-au întâlnit, pentru că noi ne-am întâlnit în trecut și asemenea colegului meu avem o atracție către figura umană care poate exprima stări, trăiri sau pur și simplu să fie un joc. Multe dintre lucrările mele pleacă de la bucuria de a modela materia, de a o plăsmui într-un fel sau altul și metalul îmi permite să fac mereu un alt pas, să-mi spun ce ar fi dacă aș încerca așa, sau așa, sau așa. Și asta parcă ar merge la infinit. Propun și eu un joc, la fel cum am să-i propun și colegului tău, Bogdan Noeleanu. Vorbește-mi despre Bogdan, iar el va vorbi despre tine. Bogdan este, în primul rând, un om extraordinar și un artist dăruit, un artist care are o personalitate puternică, împreună cu care e greu să faci o expoziție, pentru că lucrările lui sunt foarte puternice, dar noi zic că am găsit echilibru între ele. Și cred că ne armonizăm destul de bine. Ați mai expus împreună? Da, lucrări de mari dimensiuni, pentru că el este organizatorul unui simpozion de sculptură sudată, deja la a treia ediție, în Comuna Dumbrăvița. Și acolo avem împreună lucrări de mari dimensiuni, lucrări care sunt
le privești de jos în sus. Am câțiva copaci acolo care cresc spre cer. Relația mea cu Sorin, dacă aș putea spune asta, este o relație de prietenie și ea începe încă dinainte de a-l cunoaște în persoană pe Sorin Purcaru, pentru că se spune cumva că înaintea artistului ajunge numele. Și eu în felul acesta am intrat în contact cu Sorin, bineînțeles prin opera lui. Și încă din timpul studenției mi-am dorit foarte mult să expun alături de el. Așadar, astă seară se întâmplă un lucru minunat pentru mine, pentru că visul meu încă din tinerețe devine realitate. Deși am mai expus cu Sorin în cadrul simpozionului de sculptură de la Dumbrăvița, iată, acum avem o expoziție împreună, ceea ce mă face să mă simt extraordinar de bine. Priviți altfel propriile lucrări în relație cu cele ale lui Sorin Purcaru? Își vorbesc altfel? Ne vorbesc altfel? Nu. Așa cum spuneam, ele reușesc să poarte un dialog, în primul rând prin prisma manierei de lucru și în al doilea rând prin latura umană, așa cum este și intitulată și expoziția noastră. Și este adevărat că de multe ori am căutat și este o altă latură a creației mele, faptul că abstractizez de multe ori lucrările și de multe ori încerc să fac un figurativ cu elemente abstracte. De ori câte ori am început să lucrez cumva, bucățile acestea de metal pe care eu le aduc împreună și le sudez, mă conduc cumva înspre ideea de portret și așa ajung să fac aceste portrete uneori haotice, dar dacă te apropii mai mult de ele, realizez că de fapt este ceea ce este mai uman pe pământ. Expoziția face parte din cea de-a patra ediție a proiectului Luna Sculptorilor Români. E ceva absolut lăudabil. Această a patra ediție are o amploare la care nici măcar eu nu m-am așteptat, deși am urmărit edițiile anterioare. Sunt foarte bucuroasă că am văzut expoziții excepționale, artiști excepționali. Am curatoriat două expoziții, cea de aici și cea de la Muzeul de Artă, Palatul Culturii, colecția Mariana Florescu și am avut ocazia să admir piese minunate. Am avut ocazia să revăd artiști extraordinari, am avut ocazia să cunosc artiști extraordinari, unii consacrați pe care nu reușisem să-i cunosc, Mircea Cantor, de exemplu, nu-l cunoșteam personal, alții foarte tineri și foarte curajoși. Voastră, metalul e mai mult cald sau rece? Metalul e cu siguranță rece și e un paradox această expoziție în care amândoi artiștii vorbesc despre căldura umană folosind două materiale reci, oțelul și bronzul. Folosind transparențele și folosind o tehnică extrem de laborioasă, cea a sculpturii sudate. E un alt lucru care i-a unit, nu doar materialele reci, dar și sculptura sudată. Trebuie însă să vă spun că metalul, așa rece cum este, permite alungații și eleganțe pe care lemnul nu le permite. Așadar, e o chestiune de alegere.